Dragii mei, vă invit să ne ridicăm pentru a citi un cuvânt din Scripturi, Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 8. Citim de la versetul 28 la 32. Romani 8, începem cu versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâinăscut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Pentru că astăzi este o slujbă cu caracter de binecuvântare, spun la început ceea ce scrie în Psalmul 115, cu nădejdea că așa va fi: Domnul și aduce aminte de noi, El va binecuvânta. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Amin. Amin. Și pentru că beneficiem de binecuvântarea Domnului, fie valabil și ultimul verset, unde scrie: și noi, și repet, în noi, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Amin. Amin. Dragii mei, din cuvântul citit și din Scripturi de altfel, vreau să spun ceva sub titlul Cel mai mare motiv să-L iubim pe Dumnezeu. Aici este scris, recitesc versul 28, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar care e cel mai mare motiv de a-L iubi pe Dumnezeu? În primul rând, vreau să observăm, și scrie asta în finalul acestui verset, că Dumnezeu tot ce a făcut, face și va face, face conform unui plan etern. Aici este scris: de planul Său. Avem ceva detalii în plus în Epistola lui Pavel către Efeseni, scrie în capitolul 1, de la versetul 4, că Dumnezeu ne-a ales înainte întemeierea lumii în Domnul Iisus Hristos, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, ne-a rânduit să fim înfiați, asta spre lauda slavei Harului Său, pe care ne-l-a dat în prea iubitul Lui. Și spune apoi în versetul 9: căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, fost un secret divin, și la Dumnezeu secretele nu se scurg decât la vremea potrivită, când trebuie dezvăluite. Și scrie aici în versetul 9, deci, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Întorc pagina în capitolul 3, unde Apostolul Pavel spune că i s-a descoperit parte din taina aceasta, versetul 3, Lui care ne-a însemnat, versetul 8, despre ce zice aici, versetul 9, să pun înaintea tuturor în lumină isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, vorbim de îngeri și toate structurile lor, să cunoască azi, prin biserică, prin ceea ce Dumnezeu face aici pe pământ, prin lucrarea din biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, dar rețineți toate. Versetul cheie 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Repet, tot ce face Dumnezeu, face în baza acestui plan etern alcătuit în sine însuși. Chiar oamenii care nu recunosc pe Dumnezeu, lumea întreagă, nu poate ieși și nu poate afecta derularea acestui plan. Citesc doar un verset, este suficient. Scrie în Apocalipsa 17 cu 17, să ne gândim la guvernanții lumii, unde scrie așa, vorbim de vremea finală. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, auziți? Ca și când Domnul a fost răstignit. Unii împlineau cele scrise în conștiință de cauză, în primul rând Domnul, alții, ca cei ce trășeau la sorți pentru cămașa lui, tot împlineau Scriptura, necunoscând-o și neacceptând, ar spune, dar nu puteau să iasă din acest plan. Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiare stăpânirea lor împărătească până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu mare care a făcut un plan etern să fie binecuvântat. Amin. În al doilea rând, vreau să observăm că acest plan etern este personalizat. Scrie în versetul următor, 8:29 Romani, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, pentru un scop nobil, da? Mă opresc doar la acest aspect. La ce mă refer? Să luăm câteva cazuri din Scripturi. În Cartea I a Împăraților, în capitolul 13, scrie despre domnia lui Roboam I, care știți că a înființat cultul vițeilor la Dan și la Betel, dezlipindu-se de casa lui Iuda și de templul de la Ierusalim. Și în timp ce oficia acolo, sau se oficia acolo, a venit un proroc din Iuda și a strigat, versetul 2, așa vorbește Domnul. Iată, se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia. Evenimentul ăsta s-a întâmplat cândva, de la vreo 930 înainte erei noastre. Și a fost profețit cu privire la un copil ce urma să se nască vreo 300 de ani mai târziu, cum se va chema și ce va face. Foarte punctual. Se ia un alt caz. Ieremia, capitolul 1, spune Domnul către profet, versetul 5. Mai înainte, și în textul nostru citit astăzi, se repetă această expresie, mai înainte. Aici apar, de două ori apare expresia aceasta. Mai înainte este fiind tocmit în pântecele mamei tale. Te cunoșteam. Pentru că Dumnezeu a făcut acest plan personalizat în baza a tot cunoașterii Lui. Așa am citit în Roman, recitesc, 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte. De când cunoaște Dumnezeu toate lucrurile? Când este acest mai înainte? S-a spus la Conciliul de la Ierusalim, scrie în Fapte 15:18, lui Dumnezeu toate lucrurile sunt cunoscute din veșnicie. Când a făcut acel plan? Repet, personalizat. Spune aici Domnul către Ieremia, mai înainte să fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și vorbind de o altă etapă biologică, și mai înainte să fii ieșit tu din pântecele ei, deci în perioada prenatală, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dacă toți sunt în profeți, hai să citim scurt și din Isaia, ca să vedem ce scrie în capitolul 44, în final 45, hai 44:28. Eu zic despre Cir. Isaia a trăit cândva pe la 700, nu știu când a fost exact profeția asta. Cir apare 150 de ani mai târziu. Domnul nominalizează pe acest rege medopersan și spune așa, el va fi păstorul meu și va împlini toată voia mea, adică va executa și el o parte din plan ce îi revine. Nominalizat tot. Sau spune Pavel și încheie aceste exemple, Galateni, capitolul 1, versetul 15. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, și spune mai departe la ce a fost el chemat. Poate va zice cineva, astea sunt cazuri speciale, chemări aparte, numai că textul citit astăzi generalizează lucrarea. Repet, Romani 8:29, căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, și aici e vorba de toți mântuiții, Mulțumim Domnului că ne-a cunoscut și pe noi. Mai dinainte, ar fi putut să spună o profeție cu 300 ani în urmă. Va fi în Arad o biserică, se va numi Betania, și în data de 26 sau câte astăzi vor veni la binecuvântare și să-i nominalizeze. Aceasta e capacitatea lui Dumnezeu. Noi nu-L înțelegem, procesorul nostru nu duce atâta, dar Dumnezeu este măreț. El spune, David în Psalmul 39, Doamne, Tu mă cunoști de departe, și spune acolo în versetul 6, că asta e o știință care e mai presus de puterile mele. Acum 3000 de ani știința asta nu putea fi înțeleasă, dar nici acum, după 3000 de ani, tot n-am ajuns la așa capacitate să se cunoască dinainte totul cu exactitate. Nu altcineva, Domnul Iisus a zis că și perii de cap ne sunt numărați. Tot el a spus că și vrăbile nu cad fără voia stăpânului. Așa că zicem ca David în 145, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea lui, zice el, este nepătrunsă, e dincolo de limitele capacității noastre de a înțelege. Și mă adaug aici ce scrie în Cartea Apocalipsa, scrie în mod repetat, dar eu mă opresc la 13:8, unde spune despre final, și toți locuitorii lumii se vor închina fiarei care primise autoritatea demonică, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, mai înainte i-a cunoscut, în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Așadar, reiau, tot ce face Dumnezeu se derulează după un plan etern gândit în sine, realizat în mod fundamental în Domnul Iisus Hristos. E vorba de mântuire. În al doilea rând am spus că acest plan etern este personalizat. Dumnezeu i-a cunoscut pe toți oamenii dinainte, să nu înțeleagă cineva că înclin spre o predestinare pasivă. Nu! Dumnezeu ne-a lăsat libertate, numai că în capacitatea Lui, deși asta nu încape în mintea noastră, cum adică El le-a hotărât dinainte, dar în același timp ne lasă să alegem. Asta la Dumnezeu se poate, noi nu putem nici gândi, nici face. Trec mai departe. În al treilea rând, dragii mei, unele dintre etapele acestui plan etern implică viața de familie. Cineva și-a imaginat că după ce s-a întors Domnul Iisus în cer, l-au întrebat îngerii, dacă ai venit aici, cine-ți continuă lucrarea? Păi, Petru și celălalt. Și dacă ei nu fac treabă, ai altă variantă? Nu, pe ei, Doamne, mă bizui. Dragii mei, Dumnezeu, sau la acest plan etern, Dumnezeu ne-a angajat și pe noi. Dumnezeu putea să creeze pe toți oamenii odată cum i-a creat pe îngeri, că sunt mai capacitați decât noi și nu i-a născut așa eșalonat. Dar Dumnezeu a vrut să ne încorporeze și pe noi, să fim împreună cu El lucrători la acest plan. Oare vom înțelege aceasta? Hai să iau câteva exemple din Scripturi, să lăsăm Cartea Sfântă să ne vorbească. Scrie în Geneza 29 că s-a căsătorit Iacov, știți, circumstanțele, și scrie în 31, Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii. S-a născut, 1, 2, 3, 4, gata. 31, sora ei a zis către Iacov, dă-mi copii, ori mor, de supărare. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Adică în planul lui etern, Dumnezeu are locul lui, ca să rămân la expresia de aici, în etapa în care copiii vin în lume și urmează alte etape, creștere, dezvoltare, slujire și așa mai departe, până când ne încheiem activitatea pământească. Apoi Dumnezeu, îmi scrie în 22, și-a dus aminte de Rahela, a ascultat-o, a făcut-o să aibă copii și ea a zis, Domnul să mă adauge unul, și s-a întâmplat și asta. Ca atare, în baza acestei implicări divine și a înțelegerii locului pe care îl are soțul și respectiv soția în planul lui Dumnezeu în această etapă, Iacov a zis, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu, noi putem fi decât în locul nostru. Și a răspuns fratelui său Esau când l-a întrebat 33:5, cine sunt aceștia? Sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Și altfel spus, copiii pe care robul tău și roaba ta i-a acceptat. Ce vreau să spun cu asta? Eu cred că fiecare familie trebuie să aibă înțelegerea acestui plan al lui Dumnezeu pentru viața lor. Noi poate ne-am dorit de la început să știm tot, cum va fi, dar lui Dumnezeu îi plac secretele. Dar pe măsură ce viața se consumă, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu, repet, are un plan personalizat și în acest plan, în anumite etape, în anumită parte, suntem prinși și noi. În lucrarea asta, cum suntem prinși și în lucrarea de mântuire, în evangelizare și în alte activități unde Domnul ne-a angajat să fim împreună cu El. Mai amintesc un caz care mi se pare interesant, în Cartea I a lui Samuel, știți, Ana era sterilă, nu putea să aibă copii, admit că Domnul l-a vindecat-o, de acum era fertilă, toate bune, a născut un băiat, a vrut să-l dea Domnului, s-a ținut de cuvânt, dar mă surprinde ce scrie în 1 Samuel 2:21 și am urmărit și în alte traduceri și e aceeași idee. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice, deci încă 5 copii. Ce credeți, stimați părinți, că înseamnă asta, când a cercetat Domnul pe Ana? Eu cred că asta este în acord cu ceea ce spun, că noi trebuie să ne lăsăm cercetați de Dumnezeu potrivit cu proiectul Său și dacă vrea în familia noastră să dea un copil, să-i lăsăm lui Dumnezeu libertatea asta și să fim în acord cu acest plan al Său. Nu obișnuiesc, dar hai să spun ceva. Am crescut în aceeași biserică împreună cu soția în tinerețe. Și într-o discuție așa, între tineri, ea era evlavioasă, botezată cu Duhul Sfânt, avea darul profeției de la 15 ani, eu am fost un tânăr mai firesc puțin, nu m-am fost dus în lume, nu m-a oferit Domnul de păcate mari, dar așa mai cu sportul, mai cu glume. Și într-o discuție ea a zis, când o să mă căsătoresc, o să accept voia lui Dumnezeu în viața mea în ce privește copiii. Eu mi-amintesc perfect că atunci în mintea mea nu știam cum să fie nevastă. Băi, cam prostuță fata asta. Dar pe când să ajung să mă căsătoresc, am trecut pentru un proces de naștere din nou și în ziua anunții păstorul, mi-amintesc că doar este înregistrat, a zis, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Și zici că mi-a băgat alt program. În fine, au trecut ani, s-a născut 1, 2, 3, 4 și mi-am pus eu un plan să-i ofer soției o pauză. Am locuit în casă pe chirie, numai al 6-lea copil s-a născut în casa noastră. După ce m-am căsătorit, am mai făcut încă 12 ani de școală, servici. Și fără să-i spun ei, m-am gândit la asta. Și visez într-o noapte că, vedeți, fiecare familie are experiențele ei cu Domnul. Nu generalizăm, sunt chestiuni particulare. Eram în cabina unei mașini mari cu un uriaș la volan. Eu în dreapta lui, soția în dreapta mea. Ajungem la o intersecție în formă de T, virează stânga și apare un indicator spre groapa de gunoi. Și întreb, unde te duci? Zice, am un copil în benă și îl duc să-l arunc la gunoi. Eu numai operația asta o fac, ăsta e traseul meu. Dar de fiecare dată am în cabină un tată și o mamă. Și să nu participăm la așa ceva. Dacă nu oprești, sărim din mașină. M-am trezit. Dumnezeu, în bunătatea Lui, îi dă și soției un vis. Eram cu un autoturism din ăsta, cu 5 locuri. Eu la volan, ea în dreapta. Și din neatenție am călcat un copil. În față venea poliția, da, eu am oprit, dar copilul n-a fost accidentat, de fapt puțin lovit. A ieșit de o mașină și l-am văzut. Eu îi spun ce am visat, ea spune ce o visat și spune, ce ai în plan? Păi, hai să spun sincer la ce m-am gândit. Și vă dați seama că am intrat în formație înapoi. M-am făcut băiat cu minte. Ei, spunea unii despre noi, ăștia până la 20 nu se opresc. Iosif nu știe, face decât școală și misiune. Și dă Domnul soției un vis, dar interesant. Intru în sola Domnului și spune, ascultă femeie, 8 copii vei naște. Și copiii tăi vor noi să crească mari înainte de a fi venirea Domnului pe pământ. Domnul îi dă visul, dacă ala de bucurnițar, îl fură. Păi, nu mai știu. Dar au fost ceva legat de copii. Pierdut tot. Știți când și-a amintit visul? Când după al 8-lea nu mai venea niciunul. Și l-a născut ultimul la 30 de ani. Bă, nu mai venea niciunul. Măi, uite ce am visat, măi. Ei, asta a fost experiența noastră. Fiecare este cu experiența lui, dar Dumnezeu în această etapă ne prinde și pe noi. Această etapă demarează odată acceptați și intrați în planul lui Dumnezeu, etapa creșterii. Și n-ar fi de folos să spun să ne ocupăm de ei, că doar ne ocupăm, uite ce frumos, i-au aranjat și i-au dus la adunare și câtă grijă în jur, cu sticluța pe aproape, s-ar și ceilalți și bunicile dacă sunt în viață. Grija cea mare în următoarea etapă după naștere este educația sfântă. Știți, spune Scriptura că și copiii au o poruncă însoțită de o făgăduință. Dar părinții câte porunci au? Iată să vă citesc o poruncă de-a părinților. Psalmul 78, un psalm al lui Asaf, omul lui Dumnezeu, scrie de la versetul 5. Dumnezeu a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit. Au zis, asta e porunca noastră. Părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Doamne, ajută-ne! Asta e cea mai mare responsabilitate. Dumnezeu a dat revelația pe Sinai în vremea lui Moise. Și apoi această revelație trebuia transmisă din neam în neam și asta cădea în sarcina părinților. Uneori am mai auzit expresii de genul, de ce n-a lăsat Iosua un succesor? N-avea poruncit să lase. Moise a avut o funcție unică de liberator, de legiuitor, Iosua o funcție unică de cuceritor al țării, mai departe trebuia să rămână un regim teocratic cu marele preot în funcție, dar rolul cădea pe familie. Iosua a înțeles asta și a spus la bătrânet, Iosua 24:15, cât despre mine eu și casa mea. Și scrie în Cartea Judecătorii, în mod repetat, cu fiecare generație se pierdea adevărul. De ce? Părinții în acea etapă nu-și făceau datoria. Da, e bună școala duminicală, avem și noi, dar știți că la origine școlile duminicale n-au fost făcute pentru familiile credincioșilor, acum 200-300 de ani când s-au înființat, pentru copiii căror părinți nu erau credincioși sau pentru copiii orfani. Se socotea ceva rușinos ca alții să-ți învețe copiii. Dar asta nu e chiar ușor. Bine spunea cineva, băi, bine că nu cresc copii într-un an, că n-am apucat să-i învățăm, că uneori în 20 nu reușim. Dreptă-i. Până să se formeze omul în acest laborator al familiei, din calitatea de individ, să fie educat așa, acest homo sapiens, să dobândească valorile sacre ale scripturilor, ale creștinismului. Asta este ceva interesant și Dumnezeu ne-a angajat la asta. Reține, este datorie sacră în această etapă a planului lui Dumnezeu. Și scrie aici atât de frumos în Psalmul 78, versetul 4, nu vom ascunde de copiilor. Păi stai puțin, copiii ăștia ai noștri sau a cui sunt? A părinților noștri. Odată erau copiii mei la părinți în Apuseni și unul a făcut ceva năzdrăvării și tata spune, voi te pedepsesc. Și el spune, nu poți să mă pedepsești, bunul, că nu s-a tău, numai tata. Dar tata, ca să se justifice, spune, da, dar tata tu e a meu. Și prin el ești și tu al meu. Copiii nu sunt numai ai noștri, rețineți. Sunt a părinților noștri și a protopărinților noștri și în originea lui Dumnezeu care ne-a creat și care are un plan etern pentru noi. Și în acest plan, scrie aici, că noi vom vesti laudele Domnului. Vom povesti despre puterea Lui, despre minunile Lui. Cu ce scop? Să se perpetueze din generație în generație această educație sacră. Pentru că spune în versetul 6, să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, care atunci când se vor face mari să vorbească despre a copiilor lor. Doamne, ajută-ne să înțelegem planul Tău de a avea copii în funcție de proiectul lui Dumnezeu pentru fiecare, pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțini, și să îi putem educa. De fapt, ce înseamnă această educație? Părerea mea, copiii trebuie să fie aduși prin părinți în fața lui Dumnezeu, ca apoi să se întâlnească ei cu Dumnezeu și noi ne retragem din acest oficiu. Odată le-am spus la ceva copii ce scrie în Efeseni, capitolul 6, să asculte pe tata și pe mama că vor fi fericiți. Și cum copiii sunt sinceri, le-am propus, băi copii, vreți să vă spun eu ceva, o șmecherie? Cum să fiți fericiți fără să mă ascultați de părinți? Copiii, da! Și le-am citit din Proverbe 3, hai să citim repede, pe scurt aici. Spune de la versetul 13, ferice e de omul care găsește înțelepciunea. Înțelepciunea oferă tot ceea ce se promite dacă ascultă de părinți. Viață lungă, bogăție, slavă, pace. Versetul 18, ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Poftim, copii! Voi puteți ajunge la fericire pe calea ascultării de părinți, dacă vă învață, sau pe calea înțelepciunii. De fapt, rolul părinților este numai până ajung copiii să priceapă. De acolo să asculte ei. Până copiii sunt mici, ar trebui să se urce la volan, dar nu merge mult. Dar după ce învață, cu instructor specializat, îi brevetează, poftim, drum bun. Așa e în toate. Să ne dea Domnul harul, să-i educăm până când vor ajunge să priceapă ei. Și de acolo, drum bun cu Domnul, să rămână în acest plan al lui Dumnezeu și să-și facă și ei partea pentru generația care urmează. Amin? Amin. La dumneavoastră acasă cine este mai dedicat educării copiilor, tata sau mama? În Proverbe scrie de învățătura tatălui, de sfaturile mamei, dar este apoi un alt verset, deci în 6:20, de învățătura mamei și de sfaturile tatălui. E foarte important, dacă toți sunt cu Biblia deschisă aici, scrie în 4:3, eu numesc astea amintirile din copilăria lui Solomon. Când eram încă fiul la tatăl meu, fiu ginga și singur la mama mea, și rețineți, Batșeba a avut și alți copii, deci încă n-a apucat să se nască alții, și tata l-a preluat în rolul său pedagogic. El mă învăța atunci și îmi zicea și i-a predat următoarea lecție. Dobândește înțelepciunea, versetul 5, versetul 7. Dobândește înțelepciunea cu tot ce ai, dobândește priceperea. Și așa i-a intrat de bine la băiatul ăsta în cap lecția asta cu înțelepciunea, încât atunci când a ajuns rege și Dumnezeu l-a întrebat ce ceri, păi și-o amintit de lecția asta ce m-a învățat tata. Doamne, dă-mi înțelepciune! Vedeți că ceea ce semănăm în ei nu se pierde. Chiar dacă uneori, cum se spunea de fii risipitori, între cei 8 copii, am avut copii foarte cuminți. Fetița prima a fost născută din nou la 7 ani, botezată cu Duhul Sfânt, rugându-se singur la 10 ani. Dar am avut și mai năzdrăvani. Și uneori se întâmplă cum scrie în Galateni 4, că e născut din nou și iară simți pentru el durerile nașterii. Da, acestea sunt cazuri particulare. Pentru dumneavoastră vă doresc să aveți cei mai cuminți copii. Dar până una altă, fiți dumneavoastră cei mai cuminți părinți. Ca să ne înțelegem locul și rolul în planul lui Dumnezeu în fiecare etapă a acestui plan. Închei această idee, reamintindu-vă că în acest plan etern, cum spuneam, personalizat, este implicată familia în anumite etape. În al 4-lea rând, mă întorc la textul nostru. Scrie aici, în versetul 29 și 30, dacă vreți puteți să le și numărați, că nu-s multe, câte etape are acest plan? Deci pe aceea pe care i-a cunoscut mai înainte, 29, i-a cunoscut mai dinainte. 2. I-a hotărât, e suveranitatea lui Dumnezeu în baza tot cunoașterii. Frumoasă hotărâre, ce scop, să fim asemenea chipului Fiului Său, Doamne, ce ți-ai propus cu noi. Deci 30. Reia numai de la etapa a doua, i-a hotărât mai dinainte și trece la a treia etapă, i-a chemat. A 4-a etapă, i-a socotit neprihăniți. Și a 5-a, sau să spunem cea finală, i-a și proslăvit. Rețineți, trebuie să privim și să admirăm planul lui Dumnezeu în toate etapele Lui. De ce? În felul acesta, rolul nostru în etapele care ne privesc capătă sens. Dacă, de exemplu, privești nașterea unui copil ca și o povară, mai cu seamă dacă sunt și probleme de sănătate, educația, poate să fie afectată, știu eu, cariera, deși nu văd cariera mai înaltă decât asta. Și te gândești cât te costă, să zicem așa. Auzi, uită-te până la sfârșit în toate etapele acestui plan. Privește lucrarea Dumnezeu încât putem, de la început până la sfârșit, vorba lui Solomon în Eclesiastul 3, nu o putem noi privi, încât ne ajută înțelepciunea și harul care ne este dat. Asta e foarte important, să te gândești la proslăvire. Stimate mămici care ați adus copilașul la binecuvântare, se spune că la o mămică așa ca și dumneavoastră a venit un înger și o să dă mie copilașul ăsta că îți dau un băiat de 20 de ani pe el. Doamne ferește! Și l-a strâns mai tare la piept. Și se zice că a spus îngerul, na bine, las că vin peste 20 de ani și târgul gata făcut. O să fie de 20 de ani. Dar nu ăsta e capătul. Urmează altă etapă, dar care este etapa cea mare și lungă? Proslăvirea. Imaginați-vă, mămicilor, că, vorba poetului român Ioan Alexandru, prima biserică e pântecele mamei, urmează apoi brațele mamei. Biserica, ce și ea, are același scop ca și familia. Un scop de a fi ca Dumnezeu, de a se asemăna cu Dumnezeu și scopul misiologic, de înmulțire, de răspândire a cuvântului, a mântuiților. Și când privește până în această ultimă etapă, toate capătă sens. Te simți responsabil, te simți angajat în această lucrare lui Dumnezeu. Și dacă tot v-a spus ceva din familia noastră, hai mai strecor ceva. Împlinisem 25 de ani de căsătorie. Eram plecați undeva în țară, la Logodna, unei între băieți, și alți doi băieți, că la noi așa a fost o fetiță și băieți până în capăt, și văd că s-a păstrat proporția asta și la nepoți. Am 24 de nepoți, exact în aceeași proporție, tot o fetiță la 7 băieți, 21 de băieți, 3 fetițe. Asta poate că eu sunt contabil și îmi plac numerele. Așa, și au zis doi dintre băieți, tata și mama, până veniți acasă, noi zugrăvim casa, că și până am fost mici am mai măzgălit pereții, zugrăvim când nu sunteți acasă. Bun, când am venit acasă, totul, farmacie, aranjat, surpriza a fost un tablou mare, sufragerie. Poze cu mine, cu soția, copiii, în genere, nepoți, vreo 3-4 ce erau atunci. Dar ceea ce ne-a marcat a fost două versete, unul scris deasupra tabloului, altul de desubt, deasupra, pasajul din Maleahii 3, că cei vor fi ai mei în ziua aceea, vor fi o comoară în ziua aceea. Că planul privește proslăvirea oamenilor. Și de desubt, Zaharia 9:16, că cei sunt pietrele cununii voastre împărătești care vor străluci în țara sa. Și nu mai puteam desprinde pe soție de lângă tablou. Păi noi am făcut pe ăștia pe toți, da. Da, auzi, să fie ei pietrele cununii noastre împărătești în țara sa, da. Și repet, când privești așa, în perspectivă, toate etapele planului lui Dumnezeu, dintr-o dată, imaginea se schimbă. Chiar și numai aici. Cine știe din copii aduși la binecuvântare, frate Simon, dacă vă dă Domnul zile, care vă ia locul, nu? Păi e o altă etapă în acest plan și când o privești. Știu cum se uita soția la copii, 2-3 dintre ei predicau, păi îi admira mai tare ca pe mine. Am împreună, nu că fiecare are locul lui, soțul și respectiv copiii. Țin minte că a fost o dată în misiune cu între băieți, l-au predicând pentru prima dată. Și ăsta i-a dat Dumnezeu un dar? Păi, sunt proiectele lui Dumnezeu și trebuie privite în perspectivă, ceea ce urmează. Știți ce s-a zis despre Ioan Botezătorul? Scrie în Luca 1. Oare ce va fi cu copilul acesta? Și urma să fie cel mai mare născut dintre cei născuți din femei. Mare este Dumnezeu. Și proiectele lui sunt minunate. Și ne vedem doar cum lucrează Dumnezeu, cum am citit din Efeseni 3:10, că și îngerii sunt curioși să vadă ce mai face Dumnezeu în biserică. Auzi? Toate realizate conform acestui plan măreț. Poate are Domnul un plan să devină cântăreți, profeți ai lui, cine știe ce lucrări minunate mare Dumnezeu, că mare și slăvit este. Am fost o dată plecat la Bistrița și îmi spune unul din păstorii de acolo, Deci o soră ne-a zis, i-a povestit zilele astea de tine, dar noi, ce n-am bucasem să anunțăm că vii, ca să zici că i-ai determinat visul. Și ne-a zis, am visat ceva despre fratele Iosif Anca. Când Domnul va veni, ce erau așa aranjați. Și într-o parte acolo, că nu neapărat ăla era singurul rând, au zis, doi dintre copiii lui să treacă pe primul rând aici, în partea asta. Băi, eu sunt mulțumit să stea fiecare un pe rândul lui, și mai în spate și mai în față. După cum mi-a prins Domnul schemă, că s-a dus Salome, sora Mariei, mama Domnului, cu copiii Iacob și Ioan, erau verișori cu Domnul Iisus, auzi, ne poate, știi? Când vine împărăția, pune-l pe unul aici și unul din coace. Ce-a zis Domnul Iisus? Sunt repartizate, chestiuni personalizate, ce v-am spus, sunt rânduite de Tatăl. Eu am ajuns la convingerea și uneori fac curarea asta la mulți, să-ți dea Dumnezeu har să ajungi la locul ce ți l-a rânduit. Mai sus de acolo nu poți, dar să n-ajungi acolo se poate. Că scrie în Luca 7:30 că unii au zătărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire cu altcineva, că planul nu poate fi știrbit, zice în Romani 11, că e un număr de plin al neamurilor. Dar noi am vrea, dacă Dumnezeu ne-a dat favoarea asta, să înțelegem planul, Dumnezeu să vă dea această pricepere sfântă. Lumea nu înțelege, ei nu înțeleg multe sărmani. Înțelepciunea veacului acestuia spune în 1 Corinteni 2 că dacă pricepeau, nu făceau să-l omoare pe Domnul. Imaginați-vă, Pilat, Caiafa, când îl vor vedea pe Domnul pe tron, vor fi mai surprinși decât Potifar când l-a văzut pe Iosif, mare vizir, nu? Uite, noi l-am răstignit, dacă ne ducea mintea, ne dădeam pe lângă el, nu l-o sândeam. Dar toate acelea au fost după planul lui Dumnezeu. Și ce bine-i să înțelegi, să se poate spune despre tine și despre mine, cum scrie despre David în Faptele Apostolului, a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Și spune în 1 Cronici 28, poate 5 acolo versetul, ce Dumnezeu mi-a dat mulți fii, dar dintre toți fiii mei, Dumnezeu l-a ales pe Solomon. Băi, poate noi nu l-am lejam pe Solomon, că doar începutul relației cu Batșeba n-a fost fair play. Da, dacă Dumnezeu așa l-a ales, no comment, nu? Și mai poți să te amesteci în toată problema asta. Că Dumnezeu este stăpân să aleagă. Dar eu am pus un titlu la început, vi-l amintiți? Cel mai mare motiv să-L iubim pe Dumnezeu. Care-i? Recitesc textul, că Scriptura ne învață. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, adică atunci când îți dai seama ce plan a avut Dumnezeu și că în acest plan ne-a prins și pe noi. În versul 31, Dumnezeu e pentru noi, cine va mai fi împotriva noastră? 32, El ne va da fără plată, nu bonuri 5%. Toate lucrurile împreună cu Domnul Iisus, sau cum spune Efeseni 2:7, să arate în veacurile viitoare nemărginita putere a bogăției Lui, auzi ce are Dumnezeu pentru noi, nemărginita putere, har pentru eternitate. Merită Dumnezeu să-L iubim, că ne-a făcut parte să fim ai Lui. Cum zice 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Și acum nici nu știm ce urmează, sau alte etape ale planului, proslăvirea, cum o fi asta? Ce-o fi acolo? Interesant, Doamne ajută-ne să trecem cu bine în toate aceste etape, să fim împreună lucrători cu Tine și să Te iubim, că toate sunt spre binele nostru. O soră din Republica Moldova a avut probleme cu copiii, avea o lipsă de calciu și pe motivul acesta oasele se frângeau foarte repede și spunea, tot timpul am avut pe unul cu bac cu mână, bac cu piciorul în gips. Și într-o zi era în Chișinău, în capitală, pare cum năcăjită, diavolul a profitat așa să o apese, vezi, Dumnezeu nu te ajută. Și dintr-o dată, era o zi așa de piață, plin de oameni în jur, a avut așa o viziune foarte clară. Domnul i-a șoptit, privește în jur. Vocea a fost foarte puternică, a auzit-o în ecou înăuntru ei. A făcut Domnul o poză, atunci se spune așa la toți oamenii, uite-te în jur. Și, Doamne, ce să văd? Din câți vezi acum în jur, niciunul nu e al meu. Tu ești a mea. A zis, mi-a trecut toată supărarea, toată durerea din ăștia toți. Dumnezeu m-a ales pe mine. Prin har te-a ales și pe tine. înainte de întemeierea lumii. Mămicilor a ales Dumnezeu să dea naștere unor fii care să trăiască pe vecii vecilor. Mulțumim Domnului pentru dumneavoastră că l-ați înțeles pe Domnul. Vă dorim să-L înțelegeți și de acum, în procesul educației, a implicării în biserică și biserica să-și înțeleagă locul și rostul pentru fiecare și să lăsăm pe fiecare să se așeze la locul lui, aici, și apoi să ne așeze Domnul cu mâna binecuvântată la locurile rânduite pentru vecii vecilor. Nu uitați, repet și închei, Dumnezeu tot ce face, face după un plan etern. Un plan bine gândit, personalizat, la care în anumite etape suntem și noi părtași. Și ca să-L înțelegem, încât se poate înțelege, să-L privim în toate etapele, în mod deosebit, să rămânem atrași, impresionați, puțin spus, de faza finală, de proslăvire, când Dumnezeu ne va da împreună cu Domnul Iisus toate lucrurile. Îl iubim, că El ne-a iubit întâi. Fie Domnul binecuvântat și noi toți. Amin. Amin.